Continuăm această ediție și în continuare vă invit să rămâneți aproape, pentru că avem o doamnă superbă și frumoasă și talentată, dar și o mai multă discutăm foarte curând, acum alături doamna Suzana Popescu. Jocul ăsta-i de la prute, în la-li-la-li-li-lara, chiar de mică l-am știute, în la-li-li-la. Hața-hața am jucat, în la-li-la-li-li-lara, și pe-o mașă vise-alalt! Ăsta-i jocul, hața-hața, și cu unul, și cu alta, și cu unul, și cu alta! Hața-ța, măi! Hai, hața-hața, 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 hai la hața-ța! Jocul ăsta l-am jucat, la-li-la-li-li-lara, tot o fată și un băiat, la-li-li-la. Ne prindeam doi câte doi, la-li-la-li-li-lara, și noi de jenapai, la-li-li-la. Ăsta-i jocul, hăță, hăță, și cu unul și cu alta, și cu unul și cu alta, ăsta-i hăță, hăță, hai hăță, 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 la lui Juan, în la-la-la-li-li-lara, joacă, dar numai o fată, în la-li-li-la. Dar lui Gheorghe vă zic vouă, le-ntre hoare chiar cu două. Ăsta-i jocul, hăță, hăță, și cu unul și cu altul, și cu unul și cu altul, hăță-ță, măi, hai, hăță, 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 hăță. Uite colo copilițe, la-ra-ra-ra-ra-ra, fusta-i roate rotilițe, la-ra-ra-ra-ra, că așa se învârtește, la-ra-ra-ra-ra-ra, mă fusta-i se vede! Hața-hața moldovenii, jucă-ți ca răducănenii, leușeni și călmățui, hața-hața huțuțui, hața-hața leușenii, ce mișlia nisporenii, brăila și obileni, hața-hața-hața-hața, hai hața-hața-hața, hai hața-hața-hața, hai hața-hața-hața, hața-hața-hața, hai hața-hața-hața, hața, hața, și aici de dimineață la noi studio, doamna Suzana Popescu, bună dimineața, bine ați venit la bună mulți ani, sincere felicitări, nu ne îmbrățișăm pentru că e această pandemie și trebuie să păstrăm distanța, vă invităm să pe canapea pentru a începe această discuție. Mulțumesc frumos pentru invitație. La mulți ani și felicitări. Mulțumesc, mulțumesc mult. Cum vă simțiți, cum sunteți în această perioadă, astăzi? Știți, omul pe parcursul întregii vieți să stăruie să adune de toate. Întâi și întâi minte, îndrăzneală. Facem asta toată viața? Toată viața. Și ajungem până la un punct în viață când ne dăm seama că ceva nu merge. Ceva nu merge. Sunt lucruri de care noi nu avem nevoie. Sunt prieteni, sunt vecini, sunt colegi de care ai uitat, nici nu știi cine, nici nu știi unde. Și uite, ajungi la un punct când deschizi garderoba și te gândești, domnule, acum am să aleg. Și alegi, de pildă, haine. Astea o dau pe foc, ăsta o arunc, ăsta o dau cuiva, o dăruiesc cuiva, aici îmi fac un loc, fiindcă trebuie să aduc altceva în loc, spun. Deschizi ușa în casă și începi să alegi lucrurile. A, mobila asta e veche, scaunul ăsta trebuie să-l schimb, covorul ăsta nu prea merge. Deschizi smartphone-ul sau internetul, Facebook, Instagram. Cineva trebuie șters? Și te gândești, azi prea mulți, nu știu cine sunt, să începi o alegere. Ăsta merge, ăsta nu merge, ăsta e bun, ăsta nu e bun, asta e așa, asta e așa. Adică, punctul ăsta, când noi ajungem să înțelegem că a aduna noi bine, adică s-a suplinit, s-a împlinit tot, și când începem să dăruim, să dăm, să schimbăm, asta este unul din principalele puncte din viața unui om. Eu vreau să vă întreb un lucru, pentru că am vorbit până acum de lucruri materiale și oameni,
Se întâmplă în viața unui om să te pierzi pe sine, să nu te mai regăsești pentru o perioadă? Exclus. Exclus. Asta sunt frânturi de secunde. Frânturi de secundă când te gândești de ce. Și ai revenit. Că dacă e să nu revii, înseamnă că nu mai ești. Am înțeles. Bine. Dar să știți că în antichitate, sărbătoarea zilei de naștere se făcea odată la 7 ani. Fiindcă era un ciclu de 7 ani și părinții își urmăreau cum se dezvoltă copilul până la 7 ani. La 7 ani mergea la preot în toate religiile și se organiza o ceremonie bisericească, sacră. Adică copilul îi se lua niște broboade, cușmulițe, niște amulete care erau puse pe corp. Și atunci de acum copilul trecea în celălalt ciclu de 7 ani și așteptau al 14-lea an. Când... Să treacă mai departe. Da. Teoretic, dacă ar fi să luăm acum în calcul vârsta medie pe care o trăiau cei din Roma antică, 30 de ani, ar fi avut 4 cicluri, în total spre al 5-lea, o da, vârstă dacă, media, mai da, mult dacă, sau mai puțin. Ciclu de 7 ani. Aproximativă. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă ziua de naștere? E o zi mai specială? Simțiți lucrul ăsta sau e o zi obișnuită? Știți, e o zi obișnuită. Și toată viața a fost o zi obișnuită. De ce? Fiindcă, cu regret îmi dau seama că n-am nici un an. Toți au trecut, nu știu cum. Și n-am putut să-l prind nici pe un an. Să rămână. Tot s-au dus, da? Zilele, cu toate că ele sunt mai multe pe parcursul anului. Asta să zicem că este mai semnificativă. Dar când știi că depășești și intri în celălalt an, în celălalt ciclu, cam să duci ceva de aici și te gândești, domnule, s-ar fi putut să... Da, dar apropo, mai aștepte. Vorbim de zile semnificative. Până la urmă, făcând referire la ziua dumneavoastră de naștere, și 21 aprilie poate fi o zi semnificativă dacă vă doriți sau dacă acționați sau dacă faceți anumite lucruri. Păi ziua de naștere se socoate 3 zile până la ziua de naștere și 3 zile după. 6 zile. Total. Și dacă ne uităm așa, 3, 3 și 1, tot 7 zile iese. Bine, vreau să vă întreb apropo de viitor. Acum, în tinerețe, la ce vă gândiți? Da, aspirații, vise, ce aveți pentru viitor? Ce planificați? Am citit în internet că la momentul actual, în China, sunt 50.000 de persoane care au trecut vârsta de 100 de ani. Urmăresc informația care este plasată pe Facebook în țara noastră, în Republica noastră, și cu adevărat sunt și la noi 100.000 de persoane care ajung la vârsta de 100 de ani. Regretat-o și mult stimatul Neagu Giuvara, la 101 ani. El la 62 de ani a mers în Budapesta și a intrat la Institutul Politic. Și atunci a început să învețe limba maghiară, ungară, da? Adică fiecărui din noi îi se permite pe pământ o anumită perioadă de ședere și de exploatare astrală. Adică creierul nostru cât este apt, cât este... cât vibrează, natura îl folosește. Când creierul nostru se duce mai așa, dacă mai zici la revedere. Apropo, sunteți de acord? Pentru că eu, de exemplu, sunt adeptul că ai putea învăța la orice vârstă și la 70 și la 80 de ani, evident, dacă îți dorești ceva. Evident. La fel sunteți de acord, da, și dumneavoastră. De acord, de acord. Fiindcă s-a făcut niște cercetări și s-a spus că după al 45 la al 50-lea an, un creier, pentru ca să fie activ, trebuie să înveți o limbă străină. Sau să înceapă a studia matematica, aritmetica, înmulțirea, scăderea, împărțirea și toate acțiunile astea care sunt făcute prin numerologie. Toate calculele care te ajută să dezvolți și logica și analitica. Există ceva care ați fi dorit poate să faceți și nu ați făcut până acum? Un lucru pe care poate că vi l-ați fi dorit să-l aveți în viața dumneavoastră? Poate un hobby? Evident. Am trecut ieri prin arhiva mea și am observat că am niște cântece care au fost filmate, care au fost imprimate vreo 30 de ani de urmă și ele încă nu sunt filmate. Curios, nu? Au fost imprimate și când am ascultat și voce, și gândul, ideea, cum mesajul care este pus într-o lucrare de, să zicem, de 3 minute, de 4 minute. Păi astea sunt niște bijuterii adevărate. Ele trebuie să filmate. Am de imprimat, adică am câteva casete vechi de cele cu peliculă, unde sunt imprimați niște informatori care cred că 100 de ani în urmă au fost. Ar trebui să
păcat că de putere economic noi ne-am cam așa dezechilibrat ca să faci niște imprimări așa pe cinste. Dar speranța și tot una, dacă moare speranța, e moare. Dar rămâne altceva, rămâne serviciu. Corect, dar vreau să întreb un lucru, dar acele melodii de acum 30-40 de ani, în cazul în care veți filma ceva, rămâne vocea imprimată acum 30 de ani sau voce rămâne? Da, fiindcă am încercat să reimprim niște materiale care au fost din perioada și de timp și nu, acum aia gândirea este alta, timbru vocal s-a așezat, s-a maturizat și pentru ca să tratezi o lucrare trebuie să nimerești în vibrația și ei care au fost în, să zicem, transmisă de informatorul care în prezent nu mai este. Aveți o altă abordare a muzicii populare și nu sunt primul care menționează acest lucru, au mai fost și multe alte persoane. Vreau să ne oferiți mai multe detalii. Ce înseamnă de fapt această abordare mai diferită? Sau dacă o simțiți și dumneavoastră, dacă v-a mai spus poate cineva la un moment dat? Păi asta e și secretul. Că domnul Adrită Măzlăcaru, Dumnezeu să-i dea sănătate, el a ales, sau un cuvânt așa mai, a selectat din sumetenia de voci care veneau în concursurile Tamara Ceban de pe tot teritoriul basarabian, el a selectat niște voci care se deosebeau foarte mult unul de altul. Și echipa noastră, Tălâncuța, domnul Adrită Măzlăcaru ne-a dat fiecărui în parte să studiem și să prezentăm din scenă niște lucrări care, de pildă, eu nu le pot nici de cum interpreta așa ca Osoiencele sau ca Grebincea. Ei nu pot să se interpreteze așa ca cum aș putea eu sau Veta Chimpu Munteanu. Adică era o diferență. Și de fiecare dată îi spuneam domnul Adrică, eu vreau să cânt cu orchestra mare, eu vreau să cânt cu orchestra simfonică, mie îmi trebuiește, dar el îmi spune că dacă este cavalul și cobza și ocarina, asta e tot. Vocea ta trebuie să plutească și să depine un mesaj, o povestire, ceva foarte interesant, unde instrumentele le-ar încurca. Și știți că instrumentele astea care sunt mai sumare în acompaniament, că veți vedea următoarea lucrare, ele înfrumusețează și permite vocii să se desfășoare așa cum ar fi. Vreau să vă întreb un lucru. Dacă v-ați fi născut, să presupunem, joc ipotetic, imaginar, în Statele Unite ale Americii, ce stil muzical ați fi abordat? Cred că același. Același? Da. Eu am fost în Franța, am avut ocazia, am fost în Franța și pe parcursul la o lună jumătate, mă rog, stând în hotel, urmăream... Ce mai produc francezii? Da, da. Și la un moment dat a ieșit o negriteancă într-o colibă, deci colibă, și interpreta un cântec care se asemăna cu o lucrare de-a noastră. Și anume, eram tânăr ca frăguța. Ea cânta fără acompaniament. Așa duios și așa melodios, așa niște floricele făcea, că eu am rămas surprinsă. Și când m-am întors, vin la domnul Adrită Măzlăcaru, dar el spune, păi lumea e aceeași pe tot globul. Corect, indiferent de culoare, religie, da. Și omul când are o durere, când are o bucurie, el se exprime și întâi nimeni nu știe de ce, dar numai decât trebuie să cânte, să fredoneze. Că așa poezia e poezie, proza este proză, dar numai decât trebuie prin cântec, prin melodii, prin murmurare, prin într-un contact cu astralul. Foarte interesant. Da, noi abia așteptăm să ne bucurăm din nou, de aceea o să vă invităm din nou în scenă. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, vă dorim multă sănătate, multă fericire. Și dacă tot am vorbit de China și peste 50.000 de persoane, dacă mi-amintesc eu bine, de oameni care au ajuns peste 100 de ani, sperăm să ne vedem la un interviu și peste 80 de ani aici. Vom fi ambii depășiți deja de acea... și vom reuși să facem o statistică frumoasă, poate și Republica Moldova. La mulți ani! Să trăiți, mulțumesc mult, sănătate mult tuturor! Cu mare plăcere vă invităm în scenă, reamintesc și pentru cei de acasă, vă invităm să rămâneți aproape. Astăzi este omagiată și este alături de noi doamna Suzana Popescu. Sufla și gardul o răstorna. Tata Leli lăudatele de dra, trai, 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 ținii câinii pe-nvoiatele de dra. Ar veni eu
sunt ca mici la pucă de ochiși. Tata Lili jucă ușele ridere, trai, 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 trage zăvorul la ușele ridere. Și trage pierdele li, 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 trai, 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 să-n orde soarele. Când soarele or sărite, li, 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 trai, 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 zici că nici n-o dormită, măi. Dar iese la gheață din casc, li, 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 trai, 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 hățața la umbră de asă. Iese la gheață din casă, hățața la umbră de asă. Dacă vor și e nirie s-or mai găsă. Fetele-o rămas în sate, liri-de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 
vorbească, de 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 de